deschidem Sfânta Scriptură în cartea profetului Isaia la capitolul 6, de unde o să citim primele 8 versete. Isaia 6, 1 la 8. Pagina 686, Isaia 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau stâlpiușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă! Trimite-mă! Amin. Vă rog să vă faceți comozi, dragii mei. Îi spuneam lui Vali, în timp ce vizionam acest filmuleț cu realizarea bisericii dumneavoastră, că nu-i de mirare că ați făcut o casă în 6 zile, Dani. Și Tatăl nostru din cer a făcut universul în 6 zile. Copiii lui îl copiază pe tati. Îl slăvim pe tata pentru ceea ce pune în inimile noastre și pentru pasiunea care o pune în noi. Nu doar să vorbim frumos despre el, nu doar să trăim frumos unii cu alții, ci să lucrăm frumos pentru gloria lui. Chiar la urmă, urme, dragii mei, nu cine zice: Doamne, Doamne, ci doar cel ce face voia Tatălui care este în ceruri va moșteni împărăția. Facă Dumnezeu din noi împlinitori ai voii Lui, nu vorbăreți sau vorbitori despre voia Lui. Toți dintre noi ne întâlnim zilnic cu oameni. Și uneori ne place să ne lăudăm în fața altora cu persoane pe care le-am întâlnit noi. Într-o zi eram la masă cu niște prieteni și în timp ce discutam unii cu alții, pe unul din ei l-a sunat un alt prieten, a plecat într-o țară nordică. Și l-a sunat pe cel de lângă noi, cel dintr-o țară nordică, să-i spună că el este în acea țară cu o delegație din România condusă de premier. Și ținea el de acolo, din țara Nordului, să-i spună la prietenul de aici să ne spune nouă cu cine stă el la masă acolo, undeva în Norvegia sau în Danemarca. Și am zis la Petru meu: hei, spune la omul ăsta că nu-i mare brânză să stai la masă cu un prim-ministru al României, ci e un privilegiu într-o zi să stai la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Asta da, afacere. Nu să stai cu un politician care a zis sus, mâine jos. Nu e așa că ne lăudăm cu cine ne-am întâlnit noi. Sunt băieți care spun: hai să spun cu ce fată m-am întâlnit. Du-te mă, nu cred. Ai o stat de vorbă cu tine? Da, man. A venit la o pizza cu mine. Come on. Bă, serios, mă. Și zice câte o fată: hai să spun cu ce băiat m-am întâlnit, hai să spun cine m-a sunat.
Dați-mi voi să vă întreb. La ce ne referim noi oamenii când spunem că a avut loc o întâlnire la nivel înalt între oameni? Ați auzit expresia? La ce se referă o știre când ne spune că a avut loc undeva în lume o întâlnire la nivel înalt? Când președinți de state se întâlnesc, ne spun crainicii la radio sau reporterii la TV că a avut loc o întâlnire la nivel înalt între doi șefi de state. Ei, în seara asta vreau să vorbesc despre o întâlnire la cel mai înalt nivel. O întâlnire care depășește cu mult o întâlnire la nivel înalt între șefi de state. Ce fel de persoane s-ar putea întâlni la un asemenea nivel care să depășească nivelul șefilor de state? Tocmai am citit o asemenea întâlnire. După părerea mea, dragii mei, nu trebuie să băgați în seamă și nu mă supăr dacă nu băgați în seamă, nu contează așa de mult. Dar după părerea mea, nu cred că există o întâlnire la un nivel mai înalt pentru un muritor decât întâlnirea cu propriul lui Creator, cu Dumnezeu, șeful Universului. Ia imaginați-vă, care vrea să fie reacția noastră, ce am putea spune la prieteni și la colegi dacă ni s-ar acorda privilegiul să stăm de vorbă cu Dumnezeul cel viu, cel preanalt, numit în cartea Daniel. V-ați dori o asemenea întâlnire, ce spuneți? Wow, ce ne-am lăudat! Hai să spun ceva, știi cu cine m-am întâlnit? Am fost la Biserica Betania din Dublin și am avut o întâlnire extraordinară. Cu cine? Cu primarul din Feldru dimineața, ne-am întâlnit cu el, ați văzut. Big deal. Dar unde e Feldru ăsta? Care știți? Unii știm că suntem din zona aia. Big deal. Nu despre asta e vorba. Man, duminică seara am avut o întâlnire la cel mai înalt nivel posibil. Ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Imaginează-ți, man, că Dumnezeu din cer, Dumnezeu care a creat și controlează lumile văzute și mai ales nevăzute și inimaginabile, creierul nostru limitat, Dumnezeul acesta a decis să coboare în Biserica Betania din Dublin între niște români și să aibă o întâlnire la cel mai înalt nivel posibil. Wow, that's cool. Dacă îmi doresc ceva pentru noi în seara asta, îmi doresc o asemenea întâlnire. Amen. O asemenea întâlnire. În o să-L vedem pe Dumnezeu aici, pentru că El este Duh. Deși un Dumnezeu personal, El este nevăzut, dar se face vizibil sau se face văzut prin diferitele manifestări și îl rugăm în numele scump al Domnului Iisus Hristos, brațul de carne al acestui Dumnezeu nevăzut, în seara asta prin Duhul să se facă văzut și să ne întâlnească pe cât mai mulți. Amin? Vrei să fii unul dintre ei? Eu tare îmi doresc asta. Acum textul din Isaia 6 îmi vorbește, în primul rând, de momentul întâlnirii unui muritor, Isaia, profetul, cu Dumnezeul nevăzut. Isaia se pare că, în capitolul 6, avea vreo 25 de ani, era tânăr, pentru că el va sluji mai departe în timpul a altor împărați. El este cronicar, mai departe stă încă 10 de ani pe tronul, lângă tronul Ierusalimului, acolo unde stăteau împărații pe tronul lui David. El este cronicarul ce scrie istoria. Dar este surprinzător momentul în care Dumnezeul cel preanalt, vă vedea cum îl numește Isaia, Domnul oștirilor, îi se descopere, adică pune la punct, pune la cale o întâlnire cu profetul Isaia. Și textul așa începe, ia ziți. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Cred că momentul acesta a fost cel mai mare moment de criză din viața acestui tânăr cronicar care promitea mult națiunii lui Israel. Imaginați-vă că de curând a fost angajat la curtea lui Ozia, un celebru împărat care a stat 52 de ani pe tron.
tocmai l-a angajat pe Isaia pentru că era un tânăr foarte smart și a început să-i scrie cronicile acestui împărat și dintr-o dată moare Ozia și moare rușinos cu lepră. Știți povestea lui, nu avem timp să intrăm în detalii. Imaginați-vă ce-o fi fost în mintea acestui cronicar tânăr când stă în office-ul lui și se gândește, măi, mi-a murit șeful, mi-a murit împăratul. Acum, dacă următorul împărat nu mai mă angajează, dacă îmi pierd geabul, și muncise mult Isaia ca să prindă geabul acesta, era un geab de invidiat de toți tinerii generației lui și el era într-adevăr cineva, era un VIP în vremea aceea. Se uitau tineri la Isaia ca la somebody. Uite, el slujește marelui împărat Ozia și dintr-o dată moare împăratul. Oare ce-o fi simțit băiatul ăsta la curte? Probabil că a simțit cum terenul de sub picioare se duce. Deci, în momentul acestei întâlniri între Isaia, muritorul, puiul de om și Dumnezeul oștirilor, are loc în timpul crizei din viața lui Isaia. Aș putea spune că această întâlnire la cel mai înalt nivel pe care îl putea gândi, putea spera Isaia, este în momentul crizei care l-a afectat teribil pe Isaia. Este surprinzător să vedem în Scriptură, în viața omului Dumnezeu, dar și în viața bisericii, că în foarte multe situații Dumnezeu decide să se descopere oamenilor în cea mai adâncă criză, atunci când omul nu mai are nici o fărâmă de speranță. Atunci când se pare că pământul se deschide să-l înghită, când se pare că cerul se prăbușește pe el, când se pare că nimeni nu ne poate ajuta, atunci Dumnezeu, pe nepusă masă, cum spunem noi, apare și intervine în viața omului și îi dă perspective nebănuite până atunci. Deci deocamdată aflăm din Biblie că în textul nostru Dumnezeu decide să organizeze o întâlnire cu Isaia în cel mai mare moment de criză din viața acestui om. N-acum. Când mă uit la momentul acesta din viața lui Isaia, îmi dau seama ce se poate întâmpla la o astfel de întâlnire. Mă aștept că atunci când Dumnezeu care m-a creat, Dumnezeu care a creat universul, Dumnezeu care este marele regizor al istoriei, mi se revelează să se întâmple ceva extraordinar, ceva ce și-ar dori orice om din lumea aceasta. Și hai să vedem ce se întâmplă la o asemenea întâlnire pe care eu o numesc la cel mai înalt nivel. Păi se întâmplă două lucruri, unul legat de Dumnezeu și unul legat de om. În primul rând, la o asemenea întâlnire, înțelegem trei adevăruri esențiale despre Dumnezeu. Că Dumnezeu când organizează o întâlnire cu un om, nu face așa să stea la o cafea sau la un ceai și să povestească ce ai mai făcut, cum mai ești. Nu. Dumnezeu când organizează o întâlnire cu cineva, cu un om, are intenția Dumnezeu ca omul respectiv să învețe cel puțin trei lucruri esențiale, fundamentale, legate de Dumnezeu. Și în al doilea rând, Dumnezeu are grijă să-l ajute pe om la acea întâlnire să înțeleagă trei adevăruri esențiale despre el ca ființă umană. Imaginați-vă că în această seară Dumnezeu, prin cuvântul Scripturii, a organizat pentru fiecare dintre noi o întâlnire la cel mai înalt nivel posibil. Adică Dumnezeu se întâlnește cu noi, cu fiecare, prin cuvântul Scripturii și vrea să ne învețe, în primul rând, trei adevăruri fundamentale despre Dumnezeu. Și hai să ne uităm în textul nostru să descoperim aceste adevăruri fundamentale. În primul rând, Isaia înțelege în momentul întâlnirii cu Dumnezeu că Dumnezeu care îi se revelează și care apare în office-ul lui este un Dumnezeu viu. Primul adevăr esențial despre Dumnezeu care ne-a creat și care conduce universul spiritual și material este că El este prin excelență un Dumnezeu viu. De unde știu că e viu? Hai să mă uit în textul nostru, ia auziți. Zice Isaia, am văzut pe Domnul
șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Ați văzut voi careva morți șezând, așa? Ați văzut morți șezând? Morții nu stau pe scaun, nu stau pe tron, nu stau pe fotoliu. Morții sunt întinși, stau în sicrie, în cavouri. Isaia îl vede pe Dumnezeul acestor oștirilor șezând pe un tron foarte înalt. De asemenea, îl aude vorbind. Vă vedeam versetul 8, că Isaia în timp ce încearcă să priceapă imaginea aceea care îl șochează, îl aude pe Dumnezeu vorbind cu îngeri în cer și zicând, oare pe cine să trimitem? Avem nevoie de un cronicar care să scrie istoria care este în ceruri, care să scrie istoria care se gândește în cer și se împlinește pe pământ. Îl aude Isaia vorbind. Morții nu vorbesc, dragii mei. Doar un Dumnezeu viu vorbește. Biblia spune despre idoli că au gură și nu vorbesc. Au urechi și n-aud. Au ochi și nu văd. Când Isaia îl întâlnește pe Dumnezeu, primul adevăr care îl șochează pe acest om este că are de-a face cu un Dumnezeu viu. Am o întrebare pentru voi acum și dumneavoastră, cei mai în vârstă. Ne poate spune cineva care este primul cuvânt care a ieșit de pe buzele profetului Ilie Tishbitul și este consemnat în Biblie primului cuvânt? Vă amintiți care e primului cuvânt? Se întâlnește cu un împărat păgân. Nu îi zice să trăiești în parte, nu îi spune bună dimineața, ci spune așa, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel. Extraordinar! Primul cuvânt pe care profetul Isaia, adică purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, îi spune unui împărat păgân, al lui Ahab, îi spune, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel. Adică împărate, să știi că tu ai de-a face cu un Dumnezeu care e viu. Nu cu un Dumnezeu mort. Împărate, Dumnezeul pe care îl reprezint, Dumnezeul al cărui purtător de cuvânt sunt, este un Dumnezeu viu. Asta e fundamental despre Dumnezeul care ne-a creat. Și îmi place mult ce spune Psalmul 84. Dai să mă rămân în cartea împărați dacă vreți. Când robul lui Dumnezeu e trimis la o femeie văduvă, ce nu mai avea de mâncare, și profetul îi cere de mâncare, știți ce spune femeia asta văduvă? Știți ce spune? Vă amintiți ce spune profetul lui? Viu este Dumnezeu, adică n-am decât o mână de mâncare. Oamenii care au avut legătură cu Dumnezeu au un sentiment adânc, o convingere profundă că Dumnezeul acesta este un Dumnezeu viu. Și Psalmul 84:2 spune așa profetul în rugăciunea lui, profetul și poetul și psalmistul, zice așa, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Adică e o nebunie, o aberație să mă rog, să strig, să laud, să mă închin, să cânt cântări ca seara asta unui Dumnezeu mort. E o nebunie, e un nonsens. It doesn't make sense. Oamenii care se închină în duc și în adevăr, în profunzime, cum am făcut-o în seara aceasta, se închină pentru că au convingerea fermă că se închină unui Dumnezeu viu. Deci sufletul nostru suspină, tânjește după Dumnezeul cel viu. Place mult descrierea din Apocalipsa 4:10, unde spune cuvântul așa, că cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce, i-au zis, ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. O să vă spun ceva ce s-ar putea să vă supere, dar nu o să vă jignească. Peste 100 de ani, uitați-vă bine în jur, peste 100 de ani, toți vom fi oale și ulcele. Mă credeți? Și nu vă întreb, că știți, sunteți siguri. Peste 100 de ani, toți de aici vom fi oale și ulcele, praf și cenușă. Peste 100 de ani, 7 miliarde de oameni vor fi oale și ulcele, vor fi praf, vor fi noroi. Dar peste 100 de ani, Dumnezeu este la fel de viu ca astăzi și ca în vecii vecilor. Pentru că Dumnezeu este viu. Amen. Și Isaia în momentele de disperare, de criză, de deznădejde, îl vede în fața ochilor pe un Dumnezeu viu, care îl șochează. Viu pentru că stă pe tron și pentru că îl aude vorbind. Ăsta e primul adevăr fundamental pe care omul îl descoperă la o întâlnire la cel mai înalt nivel
cu cea mai importantă persoană din cosmos, cu Dumnezeu slăvit și binecuvântat să-i fie numele din veșnicii în veșnicii. Al doilea adevăr esențial legat de Dumnezeu pe care Isaia îl descoperă și pe care orice muritor, adică eu și cu tine, îl descoperă când Dumnezeu se întâlnește cu el, este acela că Dumnezeul acesta viu este suveran, că-i stăpân. Ia uite ce spune Isaia, versetul 1. Zice, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Acum, când vezi un individ șezând, îți dai seama că este liniștit, că e în control, că n-are emoții, șede, este relaxat. Isaia, în momentele cele mai grave din viața lui, în criza cea mai adâncă, îl întâlnește pe un Dumnezeu viu care șade pe un scaun de domnie foarte înalt. Un Dumnezeu care are totul în control. Un Dumnezeu care stă liniștit, pe care nimic nu-l ia prin surprindere. De asemenea, versetul 5 spune Isaia, am văzut cu ochii mei, i-au zis, pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Care oștiri, man? Oștirile din ceruri și de pe pământ. Isaia își dă seama că are o întâlnire cu un Dumnezeu viu, care este suveran, care este Domnul, Dumnezeul oștirilor. Și îmi place mult cum îl descrie Isaia în capitolul 43, da, după ce umblă cu Dumnezeu și îl înțelege pe Dumnezeu, mai târziu spune așa Isaia despre el. Ia auziți, vorbește Dumnezeu prin gura lui Isaia. Isaia 43:11. Eu sunt Domnul, adică stăpânul, suveranul. Și în afară de mine nu este niciun mântuitor în univers. Wow! Un Dumnezeu care face o afirmație care ne străpunge în toate măruntaiele. Eu sunt Domnul, eu sunt stăpânul și în afară de mine nu există un alt stăpân. Este șocant, este șocant. Dar să o spune Isaia, hai să ascultăm ce spune cel mai mare împărat pe care l-a cunoscut istoria babiloniană, pe care istoria laică îl numește Nabucodonosor al II-lea, iar Biblia îl numește Nebucadnețar. Citesc declarația acestui împărat păgân celebr. Eu ziți, sunt în Daniel, în capitolul 4 și acest împărat spune așa, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, am ridicat ochii înspre cer, mi-a venit iarăși mintea la loc și ascultați, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acela a cărui stăpânire sau domnie este veșnică, este eternă și a cărui împărăție dăinuie din generație în generație, din neam în neam. Și continuă el declarația, împăratul și spune așa, toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El, Dumnezeu, face, i-au zis, ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui să zică, hei, ce faci, Doamne? Nimeni, pentru că el este Domnul, suveranul, stăpânul. Sau Psalmul 135:6 spune așa cuvântul, Domnul face tot ce vrea, în ceruri și pe pământ, în mări și în adâncuri toate. Adică Scriptura îmi spune că Dumnezeul care e viu stă pe tron și coordonează universul spiritual și material. Că el este un fel de monar al universului și că nimeni nu mișcă în fața lui și că toate decretele, deciziile lui se împlinesc. Pentru că el este Dumnezeu. În toate domeniile existenței vieții, el este monarhul universului, Domnul, stăpânul universului. Asta este fantastic.
El ține în mână istoria. Niciun împărat nu mișcă nimic în front decât cu acordul lui Dumnezeu. Și spune la un moment dat cuvântul în Daniel 2 că Dumnezeu ridică pe împărați, coboară pe împărați și dacă vrea el, ridică pe tron pe cel mai de jos dintre oameni. Iau un exemplu al guvernării lui Dumnezeu, dacă vreți, al stăpânirii lui, în istoria recentă a noastră. Haideți cum e un pic în Rusia, în anii 82. În 11, luna 11, în noiembrie, moare președintele Brejnev, doliu național în Rusia. Noiembrie 82. Urcă la tron Andropov. Stă un an și ceva, moare și el într-un an și ceva. Urmează Cernenco, stă un an și o lună la tron. În 2 ani și jumătate, la Kremlin, în Moscova, în puterea cea mondială, în anii 80, mor 3 președinți de stat. În 2 ani și jumătate. Nu-mi spuneți că e un accident istoric. Nu-mi spuneți că este o glumă, dragii mei. Dumnezeu este în control. Apoi ridică Dumnezeu pe Gorbaciov, care bine mers și trăiește. Și el aduce perestroica. Spun surse mai puțin oficiale că se pare că în perioada aceea Rusia ar fi gândit o invazie a Israelului. Dumnezeu a știut și a scos din istorie pe 3 președinți, unul după altul, a măturat în 2 ani și jumătate. Lumea a vuit. Ce se întâmplă la Kremlin? Dumnezeu este stăpân, el ține mână istoria și face tot ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Cumva dacă el ține mână istoria asta macro, crezi că nu-ți cunoaște viața? Cita Avram la început, că Dumnezeu știe adresa noastră, îți știe și firele de păr și numărul de celule în organism, le știe. Îți cunoaște ADN-ul, cunoaște tot ce gândești în momentul acesta, știe tot ce trece prin mintea aceasta, știe toate planurile pe care le gândești, toate le știe. Pentru că el este Domnul, stăpânul. Isaia când vede, își dă seama că cel ce stă pe tron este Domn al oștirilor și care are totul în control. Îmi place mult ce spune Psalmul 29:10 și citesc. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, liniștit, ca și astăzi. În timp ce potopul a măturat generația lumii de atunci și a înnecat-o, Domnul stătea liniștit pe scaunul lui de domnie și Domnul împărățește în veci de veci pe scaunul lui de domnie. Imaginați-vă ce întâlnire poate fi asta când un asemenea Dumnezeu care ține în mână istoria lumii și istoria mea și a ta spune, Nelule, vreau să mă întâlnesc cu tine și zic, știi, n-am timp acum, I got something else to do. Ce pot avea mai important când un asemenea Dumnezeu mă invită la o întâlnire? Ferice de tine și de mine că în seara aceasta am acceptat invitația. Deci, deocamdată, când mă întâlnesc cu acest Dumnezeu, aflu că El este viu și mă bucur că e viu, când împăratul meu a murit, când povestea mea s-a dus, când criza mea mă amenință, știu că am de face cu un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care are toate lucrurile în control și dacă am pierdut ceva scump și dacă am falimentat și vorba lui Iov, dacă au murit 10 copii, El știe că viața lui este în mâna lui Dumnezeu viu care controlează totul și nimic și nimic și nimeni nu poate interveni fără semnătura acestui Dumnezeu care stă pe tron liniștit că totul îi este sub control. Acum fiți pregătiți pentru al treilea lucru pe care orice om când întâlnește pe Dumnezeul cel preanalt îl află. Dumnezeu îi mai arată ceva lui Isaia și Isaia mai învață ceva despre Dumnezeu. Hai să citim în versetul 3. Acei serafim cu 6 aripi strigau unul altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Isaia îngrozit, șocat, află că Dumnezeul care e viu și care guvernează istoria este un Dumnezeu Sfânt, Sfânt, Sfânt.
Și dacă bisericile noastre au uitat ceva în viața lor, este această sfințenie a lui Dumnezeu. Ne place un Dumnezeu viu, care să fie un fel de valet care să ne rezolve problemele. Ne place un Dumnezeu care să țină în control viața noastră și căsnicia noastră, dar nu ne place să auzim că e un Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Wow! Dumnezeu este sfânt. Așa strigau serafimii, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și în cartea Apocalipsa, cele patru făpturi vii strigau așa, zi și noapte, citez, ziceau fără încetare, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic care era, care este, care vine. Atenție, recitesc, zi și noapte strigau și ziceau fără încetare, adică non-stop, de când a început slujba noastră, de câteva mii de ori, în ceruri, în prezența lui Dumnezeu, se strigă sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu atotputernic, care era, care este, care vine. Sfânt, sfânt, sfânt și așa mai departe. Non-stop, spune Biblia, în ceruri se strigă despre sfințenia lui Dumnezeu. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu atotputernic, care este, care stă pe tron. Biserica ce face? Non-stop, de miliarde și miliarde și miliarde de ori, de la creație, creația strigă, sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu. Biserica trebuie să înțeleagă că Dumnezeu care e viu, care domnește, este sfânt, sfânt, sfânt. Amin. Și biserica trebuie să înțeleagă de ce oare îi pretinde Dumnezeu să fie și ea sfântă. Un Dumnezeu sfânt are o pretenție absolut normală ca cei care îl întâlnesc să fie sfinți ca și el. De ce înseamnă sfânt? Înseamnă că Dumnezeu este separat de tot ceea ce există în universul creat de el. Că Dumnezeu e ceva special în acest univers. El este Dumnezeu și tot ceea ce este în afară de el este separat de el. Asta înseamnă, în primul rând, sfințenie. De aceea, pretinde și în Levitic, și în 1 Petru, și ne spune așa cuvântul, voi fiți sfinți. De ce, Doamne? Pentru simplu motiv, că eu sunt sfânt. Nu poți trăi cum vrei tu în prezența unui Dumnezeu sfânt prin excelență. De aceea, Petru spune, fiți sfinți în toată purtarea voastră, sfinți în relațiile intime, sfinți în creșterea copiilor, sfinți în business, sfinți la o pizza, sfinți la un suc, sfinți pe stradă, sfinți în pat, sfinți în garaj, sfinți în avion, fiți sfinți în toată purtarea voastră, pentru că aveți de-a face cu un Dumnezeu sfânt, 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 slăvit să fie numele Tată care ești în ceruri. Deci, am aflat până acum că la asemenea întâlnire, Dumnezeu are grijă să învăț trei lucruri despre El. El este viu, El este domn, adică stăpân, și El este sfânt. Mă sperie un pic această carte de vizită a lui Dumnezeu. Dar uitați-vă ce învață Isaia despre sine la această întâlnire și ce vrea Duhul lui Dumnezeu să învăț și eu, și tu, și dumneata în seara aceasta de la o întâlnire cu El. Ce învăț despre mine însumi? Ce învățăm despre noi înșine? Cel puțin trei lucruri pe care să le urmărim împreună cu Isaia, pe care le învață și El. Ia auziți, citim în textul nostru în versetul 5. Când Isaia vede imaginea aceasta, când în cabinetul lui de scrib, de cronicar, are această revelație, când perdeaua timpului și a materiei se desface și are acces în marele birou de lucru al lui Dumnezeu și vede ființele angelice strigând, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și când stâlpii templului din cerul se zguduie și când pământul e plin de slavă lui și când mantia lui acopere tot templul lui Dumnezeu. Uitați ce face Isaia, versetul 5. Atunci am zis, ce ai zis Isaia? Haleluia, cum fac unii. Zice, mă, a fost prezent Domnul și așa am țopăit în biserică. Come on, când vezi sfințenia lui Dumnezeu, nu țopăi în biserică, ci te prăbușești, spune Isaia. Vai de mine, sunt un om păcătos. Sunt un om cu buze necurate și locuiesc într-o națiune necurată ca și mine. Asta se întâmplă în primul rând când un om întâlnește în față pe Dumnezeul viu, care e stăpân și care e sfânt. Este străfulgerat de sfințenie acestui Dumnezeu, se prăbușește. Ce face Ioan în Patmos când vede pe Hristosul glorificat? Ce face?
Hey, Jesus, give me 5. No way! Zice, am leșinat când l-am văzut. E clar, ai stat ani de zile cu capul pe pieptul lui. Nu. Când Hristosul glorificat îi se revelează, Ioan, ucenicul iubirii, se prăbușește, paralizează, leșină. Pentru că în prezența unui Dumnezeu sfânt nu poți sta și nu poți sta așa cum stai la o pizza într-o cofetărie. Nu e așa, dragii mei? Vai de mine! Sunt un om pierdut. Dacă ne-am uitat în capitolul 5, uitați ce spune Isaia înainte să-L întâlnească pe Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc. Isaia capitolul 5. Da? El spune așa, versetul 8. Vai de cei ce înșiră casă după casă. Vai de businessmeni ăștia care nu se mai satură de bani, zice Isaia. Versetul 11. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi. Vai de bețivani ăștia. Vai de drogați ăștia. Vai de nenorociți ăștia de aici, din Dublin. Versetul 18. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciune. Vai de mincinoși ăștia. Vai de ăștia care spun neadevăruri. Vai de ce lume era, spune Isaia. Versetul 20. Vai de cei ce numesc răul bine, bine rău. Vai de ăștia care nu au discernământ. Zice, vai mă ce lume era asta, zice Isaia. Vai de ăștia. Versetul 21. Vai de cei ce se cred înțelepți. Vai de ăștia care fac pe deștepții, zice Isaia, înainte să vadă pe Dumnezeu. Versetul 22. Vai de cei tari când e vorba de băut vin. Isaia, înainte să vadă pe Dumnezeu, acuză pe toți, vai de ăla, vai de ăla, vai de ăla, cum se îmbracă, cum vorbește, dar când vede pe Dumnezeu care e viu și care e stăpân și care e sfânt, spune, vai de mine. Uite de cei din jur și când vede sfințenia lui Dumnezeu, spune, vai de mine, eu am crezut că-s bun, am crezut că-s pocăit, am crezut că-s sfânt, am crezut că-s cineva. Pe toți am acuzat, Doamne, vai de mine cine sunt. Adică în prezența unui Dumnezeu viu, care e stăpân și care e sfânt, nu te mai compare cu nimeni decât cu El. Decât cu El. De ce spune Hristos Fiului, nu judecați, ca să nu fiți judecați. Și spune Pavel, cine ți-a dat ție dreptul să judeci pe altul? Ai grijă de tine, lasă-l pe altul în pace. Nu așa? Când ne întâlnim cu Domnul, nu mai judecăm pe alții, îi iubim pe alții, ne judecăm pe noi. În al doilea rând, după ce îți dai seama la această întâlnire că tu ești un păcătos, se întâmplă marea minune pe care o așteaptă orice păcătos. Îți rezolvi problema. Când Isaia vede vinovăția și își vede păcătoșenia și nelegiuirea, uitați ce se întâmplă. Hai să citim încă o dată versetul 5. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut! Că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și atenție, și totuși am văzut pe Domnul oștilor, pe împăratul. Doamne, stai puțin, nu face sens. Tu ești sfânt, sunt sfânt și eu sunt un păcătos. Cum de ai vrut să mă întâlnești? Versetul 6. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, Isaia, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Aleluia! Când Dumnezeu mă invită în prezența sfințeniei Lui, nu mă invită să mă strivească ca pe o gâză și să-mi spune, Nedule, am găsit soluția, nu în tăciunea prins, ci în dreapta Tatălui în cer este Hristos cu sângele Lui cu care a stropit altarul din ceruri ca dovadă că păcatul meu, nu cât de mare, este rezolvat. Doar în prezența lui Dumnezeu Sfânt văd că sunt un păcătos și un mizerabil și am nevoie disperată de har, de milă, de ajutor. Și Hristos, Domnul, la dreapta Tatălui, rezolv problema cu sângele Lui și îmi rezolvă păcătoșenia. Omule care ești aici în biserică, te-a chemat un prieten, un cunoscut, un vecin. Dă-mi să spun ceva, nu ei te-au chemat, ci Dumnezeu din cer care e viu, care guvernează viața ta și care e sfânt, te-a invitat la o stare de vorbă cu El. Știe că ești un păcătos, știe că ești un păcătos, știe că ești o păcătoasă, dar nu te-a chemat să te acuze. Pe Isaia nu-l acuză nimeni. El se acuză pe sine. El se judecă pe sine, cum spune Pavel, să ne judecăm
Pe noi înșine la cină, așa -i? Nu te acuză Dumnezeu, ci îți dă harul să vezi sfințenia Lui și vrea să ți-o transfere și ție. Extraordinar! Hai, recunoaște cine ești. De-aia te-a invitat Dumnezeu în biroul Lui prin Duhul să se atingă de buzele tale și din seara aceasta să vorbești altfel, să vorbești altfel, să gândești altfel, să te porți cu soția ta altfel, să te porți cu soțul altfel, cu adolescentul altfel, cu tata altfel, cu mama altfel, cu bossul altfel. Ce mare privilegiu avem! Deci, în al doilea rând, când sunt în prezența lui Dumnezeu, după ce îmi dau seama că-i vai de mine, tata spune două ori, fiule, lucrează, operează iertarea. Când fiul a murit pe cruce, a zis, tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Acum se mai întâmplă un lucru, mai cunoaștem ceva despre noi și îmi place ce se întâmplă în al doilea rând. Hai să citesc. După ce Isaia este purificat, după ce păcatul este iertat, după ce buzele sunt curățite, după ce mintea este sfințită, după ce sentimentele sunt curate, prin sângele lui Hristos, versetul 8 spune așa, am auzit, zice Isaia, am auzit glasul Domnului, celui ce-i viu, ce stă pe tron pentru că e suveran, cel ce-i sfânt, sfânt, sfânt. L-am auzit vorbind cu îngerii din cerul și acolo sunt miliarde și întrebând, oare pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Wow! Imaginați-vă, avem în fața noastră, în biroul de lucru, un cronicar fără job, pentru că i-a murit șeful. Un cronicar, profetul Isaia, care n-avea la cine să mai scrie istorie, dar îl întâlnește Domnul, împăratul oștirilor, care stă pe tron, care e viu în vecii vecilor și n-are cronicar. Ați înțeles? Un cronicar fără job, pentru că i-a murit împăratul de pe pământ, dar un împărat veșnic fără cronicar. Hey man, am nevoie de cineva care să scrie istoria mântuirii. Am nevoie de cineva care să scrie ca într-o zi de 10 noiembrie 2013 românii din Dublin să audă cine sunt eu. Am nevoie, noi aici în ceruri, avem nevoie de muritori ca tine, Isaia. Nu știi pe cineva care ar fi disponibil? Nu știi pe cineva care are nevoie de un lifetime job? Hei, Isaia, tu ai de lucru acum? Well, chiar mi-a murit împăratul. Chiar? N-ai de lucru? Pe cine să trimiți, zice Dumnezeu, către îngeri și către Isaia? Isaia, aș vrea să angajez pe cineva care să scrie despre planurile mele, care să scrie despre fiul meu, despre robul meu, care va muri pentru cei ce își recunosc păcatul și care vor fi iertați. Isaia, nu știi pe cineva? Și ascultați, când Isaia aude că Dumnezeu angajează cronicari și el este în șomaj, spune așa, versetul 8, eu am răspuns, iată-mă, Doamne, iată-mă, eu vin, iată-mă, trimite-mă. În al treilea rând, când Dumnezeu te invită la o asemenea întâlnire, te invită ca să devii asociatul Lui în lucrare. I love this! Uneori când vin cu soția mea, târziu de la câte o evangelizare sau o conferință, o să plecăm în Arad, dacă Domnul ajută joi împreună, ne întoarcem sâmbătă, seara, poate târziu, șosele pustii în România, zic către soția mea, Atena, ce privilegiu avem să alergăm dintr-un capăt în altul pentru gloria eternă a unui Dumnezeu viu, care e stăpân și care e sfânt, sfânt, sfânt. Ce misiune mai importantă în univers poate avea un pui de om? Spuneți-mi voi! N-am nevoie de altă misiune. Isaia, aș vrea pe cineva care să simtă cum îmi bate inima, aș vrea pe cineva să simtă planul meu și să-l scrie, un om la care să-i dau talent, să investesc darul duhovnicești, un om care să fie gura mea, un om pe care să-l angajez pentru tot restul vieții lui, ca și purtător de cuvânt al meu, să comunice lumii planul meu, dragostea mea în fiul meu. Isaia, nu știi pe cineva? Yes, știu, eu.
Dar nu poți să fii asociatul lui Dumnezeu până când nu recunoști că e vai de tine și până când sângele lui Hristos nu operează sfințirea în viața ta, spălarea de păcat, neprihănirea în viața ta. Nu știu cine ești și ce cauți în seara aceasta aici la Betania. Habar n-am. Și de voi să spun că it's not my business, nu-i treaba mea. Treaba mea este una în seara asta. Să-ți spun că Dumnezeu te-a invitat aici să stea de vorbă cu tine. Cum pleci din prezența Lui? Așteaptă un răspuns de la tine. Isaia n-a stat pe gânduri, ci imediat a zis, iată-mă, trimite-mă! Dar ce faci? Ce faci? Ce faci? Ieși din biroul lui Dumnezeu în seara aceasta cu aceleași buze necurate și spurcate? Ieși din prezența lui Dumnezeu de întâlnirea aceasta la cel mai înalt nivel posibil, întorcându-i spatele și spunându-i că ești busy cu altceva? Ascultă-mă ce spun, nu de la mine. Vine ziua când acest Dumnezeu viu, domnitor al Universului, stăpân, dar sfânt, 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 va duce la judecată orice faptă. Isaia ne spune că Dumnezeu va judeca într-o zi până și gândurile și faptele noastre nerezolvate. În seara aceasta poți lua ce decizie vrei tu. E treaba ta. Dar nu uita, vine ziua când dăm voie să spun unde te așteaptă Dumnezeu. Mediul în care ne așteaptă în seara asta este very nice. Așa ce mediu cald, ce atmosferă duhovnicească, plăcută, cerească. Omule, oricine ai fi, dăm voie să spun, dacă în seara aceasta refuzi să devii asociat lui Dumnezeu, să primești iertarea în sângele lui Hristos și să devii astăzi copilul lui, membru în familia lui, hai să spun ce te așteaptă, că trebuie să fiu sincer față de tine. Daniel, capitolul 7. Mă uitam la aceste lucruri. Te uitai și tu la aceste lucruri în seara asta, cum au cântat corul, cum am cântat cu toții, cum în 6 zile s-a făcut o casă în numele Domnului, cum un predicator s-a strofocat să-ți expună ceva din Scriptură. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Isaia nu vede această imagine a unui tron de judecată, a unui tribunal, ci vede un Dumnezeu plin de har care zice, nu vrei să intri în parteneriat cu mine? Versetul 10, Daniel 7. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui Dumnezeu. Mii de mii de slujitori, ăștia sunt îngeri cu miliarde, îi slujeau, și de 10.000 de ori 10.000 alte miliarde stăteau înaintea lui Dumnezeu. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Am o veste foarte rea pentru tine, care în seara aceasta ieși din biroul lui Dumnezeu și refuz oferta dragostei lui. S-ar putea ca marți seara sau duminică dimineața să nu te mai invite Dumnezeu la o stare de vorbă ca în seara aceasta. Dar amintește-ți că Dumnezeu are un tribunal în univers. Când va sta ca judecător pe tronul acesta care are roți de flăcări și de sub tronul acesta curge un râu de foc, va începe judecata și vor deschide cărțile faptelor tale. Și același Isaia spune că toate faptele noastre ale omenirii înaintea lui Dumnezeu și a sfințeniei lui sunt ca o haină mânjită cu sânge. A stat mult porc, da? Și am spălam așa porcul pe și îl tăiam cu o cârpă. Sângele spălam. Ce făcea cu cârpă? O spălai? La garbici. Așa sunt faptele tale. Și faptele tale au nevoie să fie spălate în seara aceasta de sângele lui Hristos. Fiind înțelept, omule, spune thank you lui Dumnezeu și bate palma, întinde mâna.
Așa cum Isaia a făcut. Domnul să-ți dea puterea să o faci. Dragii mei tineri și oameni mai în vârstă, nu există privilegiu sub soare mai mare decât cel de a spune, da, Doamne, aici sunt, iată-mă, trimite-mă, ce vrei să fac? Sunt aici, la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Doamne, îți mulțumim pentru invitația ce ne-o faci, te rog, nu lăsa pe nimeni în seara aceasta să plece de aici, fără să accepte invitația. Amen.